So good to be here, to see your faces this morning. Many smiles, many good wishes. Este așa de bine să ne vedem cu toți în dimineața aceasta. Multe zâmbete și multe gânduri bune. 6 months ago, I came to visit my son and daughter. Cu 6 luni în urmă am venit să vizitez familia de aici. That was March 10th. Asta a fost în martie 10. And on Tuesday, we went home to Wisconsin. Și marțea care urma am mers înapoi acasă. And 2 days later, a very bad accident. Și după 2 zile am avut un accident. And in that accident, I broke my foot. Și în acel accident mi-am rupt piciorul. And I would not work for 5 months. Și n-am muncit 5 luni de zile. This morning, I would like to begin by a greeting from our church in Cedarburg. Și în dimineața aceasta vreau să deschid cu un cuvânt de salut din, de la biserica noastră din Cedarburg, din Wisconsin. Corinthians 1, din 2 Corinteni 1, 2, 3, 4. De la 2 la 4. Deci 2 Corinteni 1, de la 2 la 4. Har și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele Îndurărilor și Dumnezeul Oricărei Mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află într-un necaz. Today, when I had the accident, I asked for prayer. Și când am avut accidentul respectiv, deci am dus o căzut de pe acoperiș și am cerut cunoscuților să se roage pentru mine. They took me to the hospital. My foot was bleeding, lots of pain. Și după acoperiș m-au dus la spital. Piciorul sângera foarte mult. Durere foarte mare. My first phone call was to my wife of 43 years. Și prima convorbire telefonică pe care am avut-o a fost cu soția mea, de 43 de ani, căsătorit. And she was traveling, but she cut her travel and came back to the hospital. Și ea era pe drum și când a auzit ce s-a întâmplat, a venit direct la spital. Then we called my son, who lives in Milwaukee. Și apoi l-am sunat pe fiul nostru care locuiește în Milwaukee, nu foarte departe de noi. He came to the hospital that night. Și el a venit la spital în acea seară. We called my daughter Kim. După aia am sunat-o pe fiica noastră, pe Kim. And Kim did not come to the hospital. Ea nu a putut să vină la spital. But perhaps more important, dar ceva mai important, she could pray. A putut să se roage. And she came to this church. Și a venit în biserica aceasta. And she asked for prayers for me. Și v-a rugat să vă rugați pentru mine. And as it says here, comfort, which we ourselves are comforted by God. Și cum spune versetul 4, zice, prin mângâierea pe care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, we can comfort others. Putem mângâia pe cei ce se află într-un necaz. Today I'd like to talk about the comfort you gave me. Și dimineața asta vreau să vorbesc despre mângâierea pe care am primit-o de la voi. Through your prayers. Prin rugăciunile voastre. And this morning with your greetings. Și în dimineața aceasta prin salutările pe care ni le-ați trimis. I was in hospital for 9 days. Am fost în spital 9 zile. I had 2 surgeries on my foot. Am avut 2 operații. They put a metal plate in there, 3 long screws to hold it all together. Și ei mi-au pus o bucată de metal acolo și 3 șuruburi lungi. The doctor told me not to put any weight on that foot for 12 weeks. Și doctorul mi-a spus să nu pășesc, să nu pun greutate deloc pe picior pentru 9 săptămâni. I didn't know that I could do that. Și nu am știut că o să pot să rezist, să fac treaba asta. I could not do anything but stay home in bed. N-am putut să fac nimic
în toată această perioadă când să stau acasă, să stau într-un scaun. And my dear wife had to do everything. Și soția mea trebuie să facă totul. God gave her strength beyond what we could imagine. Și Dumnezeu i-a dat putere mai mult decât mi-aș fi putut imagina. And God gave us comfort for our church. Și Dumnezeu ne-a dat mângâiere prin biserica noastră. Our next phone call was to our pastor. Următoarea convorbire pe care am avut-o a fost cu pastorul nostru. And the word went out to all our people in our church. Și vestea s-a răspândit la toți frații și surorile din biserica noastră. And the word went out through Facebook. Și vestea asta s-a răspândit și pe Facebook. And I started getting cards and letters and flowers. Și am început să primesc tot felul de felicitări, de flori, cuvinte de încurajare. People started making meals for us and brought them to our home. Și oamenii au început să ne facă de mâncare, să ne aduc acasă. So they'd be careful not to eat too much. Și trebuie să fiu atent să nu prea mult. After 12 weeks, și după 12 săptămâni, they put my foot into a walking boot. Mi-am pus piciorul într-o atelă, să pot să pot să mă duc, să pot să pășesc. I could put 10% weight on my foot. Și puteam să pun doar 10% din greutate pe picior. The second week, 25%. Și în săptămâna următoare, 25%. Then 50%. După aia 50%. And finally, I could put full weight on my foot after a month. Și după o lună, am putut să pun 100% din greutate pe picior. Now let's put on a shoe. Și acum hai să vedem cum punem, ne punem un pantof. Oh my, that hurt. Oh, it's foarte greu. Și durea. Let's try 10%. Hai să încercăm 10%. Then 50%. 50%. Yes. Took a long time. Finally in July 11, I had permission to drive my car for the first time. Și am făcut prin toate astea și în final, în 11 iulie, am avut dreptul de a conduce mașina. It felt pretty strange driving after 5 months. Și m-am simțit foarte ciudat ca să conduc după atâtea luni. And finally, 4 weeks ago, și în final, după, deci, 4 săptămâni în urmă, I returned back to work. M-am dus înapoi la lucru. I can get around pretty well. O să mă mișc, să mă descurc relativ bine. But God has changed my heart and my foot. Dar Dumnezeu mi-a schimbat inima și mi-a schimbat piciorul. I would like to go to Ephesians chapter 6, verse 18. Vreau să mă duc în Efeseni 6. Where it talks about Efeseni 6, 18. Prayer. Unde vorbește despre rugăciune. So let's read just verse 6:18. Verse 6. Chapter 6, verse 18. Da, deci vom citi Efeseni 6, 18. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Truly your prayers from here help me in many ways. Rugăciunile dumneavoastră de aici m-au ajutat pe mine la o departare așa de mare, în foarte multe m-am ajutat foarte mult. And if you look at this passage of scripture, când ne uităm la acest pasaj din Scriptură, verse 18 comes after many important verses. Versetul 18 vine după atâtea alte versete importante. You may remember the whole armor of God. Poate vă amintiți de toată armătura Duhului pe care fiecare creștin trebuie să o aibă. Beginning in verse 14, începând cu versetul 14, it talks about girding your waist with truth. Dice, să ai mijlocul încins cu adevărul. And putting on a breastplate of righteousness. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Shodding our feet with preparation of gospel of peace. Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. And above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench fiery darts. Și mai mult de atât, având poiful mântuirii, we also take care este cuvântul lui Dumnezeu. Și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. We take the helmet of salvation.
take the helm of salvation and the sword of the Spirit, with which is the Word of God. Da, deci, luați coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. So before we pray, înainte de a ne ruga, we must put on all these things from God. Trebuie să ne punem toată armătura Duhului. Too often today we forget. Foarte des în ziua de astăzi uităm. To prepare our hearts to pray. Să ne pregătim inimile de rugăciune. We may pray at a meal, we may pray during the day. Poate ne rugăm înainte de a mânca, poate ne rugăm în timpul zilei. But we must remember who we pray to. Dar trebuie să ne amintim în fața cui ne rugăm. And that our hearts are prepared to pray. Și inimile noastre trebuie să fie pregătite de închinare. We come within the throne room of God. Venim în fața tronului de închinare a lui Dumnezeu. We pray to the God of this universe. Și ne rugăm și venim și ne închinăm în fața Dumnezeului Universului acestuia. An almighty God. Un Dumnezeu atotputernic. An all-knowing God. Un Dumnezeu atotștiutor. An eternal God. Un Dumnezeu etern. A God that loves each one of us. Un Dumnezeu care ne iubește pe fiecare dintre noi. A God that knows our heart. Un Dumnezeu care ne cunoaște inimile. He knows our sin. Un Dumnezeu care ne știe păcatele. And we must therefore prepare our hearts to pray. Deci așadar trebuie să ne pregătim inimile să ne putem ruga. It's so good to be in your church this morning. E așa de bine să fim în biserica noastră sau voastră aici. To hear your prayers the last hour and a half. Ca să aud rugăciunile voastre în ultima oră și jumătate. To remember what God has done for us. Ca să ne amintim ce a făcut Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. To remember how Jesus Christ died on the cross of Calvary. Să ne amintim cum Iisus Hristos a murit pe crucea de pe Calvar. To remember how God enables us to come in prayer to Him. Și cum Dumnezeu ne dă puterea să venim în fața Lui să ne rugăm. God loves prayer. Lui Dumnezeu îi place rugăciunea. He loves our prayer. Lui Dumnezeu îi place rugăciunea noastră. God loves it when we pray for one another. Și Lui Dumnezeu îi place când ne rugăm unul pentru altul. So as we pray to one another, what does God do in us and for us? Când ne rugăm unul pentru altul, ce face Dumnezeu cu noi și în noi? God does seven things. Dumnezeu face șapte lucruri. Perhaps many more. Poate mult mai multe, dar doar șapte o să amintesc eu. But I'm going to talk about seven things that God does for us when we pray. Deci eu o să vorbesc despre șapte lucruri pe care Dumnezeu le face atunci când ne rugăm. When we pray for one another, când ne rugăm unul pentru altul, God answers prayer. Dumnezeu ascultă. Why would God of heaven and eternity answer our prayer? De ce Dumnezeu al eternității ar asculta rugăciunea și ar răspunde rugăciunii noastre? It's not because I'm good. Nu este pentru că sunt un om bun. Not because I can do many good things. Nu pentru că aș putea să fac foarte multe lucruri. Not because we have money. Nu pentru că avem bani. Family. Familie. Or anything else. Sau orice altceva. God answers prayers because He loves us. Dumnezeu ne ascultă rugăciunea pentru că El ne iubește. The second thing God does, He heals us. Al doilea lucru pe care Dumnezeu îl face atunci când ne rugăm este că ne vindecă. He can heal my foot. Poate să-mi vindece mie piciorul, but He can also heal our hearts. De asemenea, poate să vindece inimile. As I fell down and broke my foot, it was very painful. Când am căzut și mi-am rupt piciorul, a fost foarte dureros. I'm very happy to live in the United States and go to the hospital and get good care. Și am fost foarte bucuros că am locuit în America și am putut să-mi duc la spital. S-a ocupat de mine și am primit o îngrijire medicală foarte bună. That they could put my foot back together again, Humpty Dumpty. Și doctorii de acolo au reușit să îmi reconstruiască tălpiul. But He also gave us doctors and nurses. Și Dumnezeu a pregătit doctori și asistente care să fie acolo și să aibă grijă de mine. Nice bed that they could set me in for the whole week. Și am avut un pat de spital care n-am putut să mă mișc mult, dar a fost cât de confortabil. Lots of pills.
Și am primit o groază de medicamente. Maybe feel pretty good. Și m-a ajutat să trec bine peste durere. I'm thankful for that. Și sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru asta. But God also helps heal my soul. Dar Dumnezeu m-a ajutat să vindece inima și sufletul. And it gives me strength. Și îmi dă putere. The third thing God does to open opportunities to share the gospel. Un alt lucru pe care Dumnezeu îl face atunci când ne rugăm este să ne dea oportunități ca să vestim Evanghelia. I can tell people of one of others that are praying for me. Și prin ce mi s-a întâmplat mie, pot să le spun și celor care s-au rugat pentru mine sau pot să spun și altor oameni prin ce m-a trecut Dumnezeu. People in Cedarburg. Oameni de la mine din oraș, din Cedarburg. Milwaukee. Sau din Milwaukee. Montreal. Sau din Montreal, deci. And other churches. Sau alte biserici. Those opportunities I can tell others of the love and the care and the prayers. Și pot să le spun și altora despre dragoste și despre bunătatea lui Dumnezeu. And they can see the love of God through you. Și alți oameni pot să vadă bunătatea lui Dumnezeu prin dumneavoastră. Fourth thing that God does when we pray for one another. Un al patrulea lucru pe care Dumnezeu îl face când ne rugăm unul pentru altul. God helps us to grow. Este că Dumnezeu ne ajută să creștem. We learn new things about ourselves. Învățăm multe alte lucruri despre noi. We learn things about our spouse, my wife. Învățăm lucruri despre soțul sau soția noastră. And God works through us. Și Dumnezeu lucrează prin noi și prin ei în zilele acelea grele. I'm not very patient man. Nu sunt un om foarte răbdător. But I learned to sit quietly and listen. Și Dumnezeu m-a ajutat să stau cu minte pe fundul meu și să ascult. I had many cards and letters to look at from friends and neighbors, and brothers and sisters in the Lord. Și am primit multe vederi sau de la alți oameni cu un cuvânt de încurajare. And I wrote thank you notes to those people. Și le-am scris tuturor celor care mi-au trimis câte ceva, le-am trimis și eu un cuvânt de mulțumire. God helped me to grow during that time. Și Dumnezeu m-a ajutat foarte mult să cresc în acea perioadă. The fifth thing God does when we pray for each other. Un al cincilea lucru pe care Dumnezeu îl face când ne rugăm unul pentru altul. God lifts our burdens. Dumnezeu ne ridică poverile. It was a burden to be in a chair all day. Pentru mine a fost o povară să fiu într-un scaun toată ziua. Not to be able to get up and about and do things that I normally do. Și n-am putut să fac nimic din ceea ce mi-aș fi plăcut și ceea ce puteam să fac înainte. And God gave me patience. Și Dumnezeu mi-a dat răbdare. That I never had before. O răbdare pe care poate înainte n-am avut-o. I'd like to help others. Îmi place să ajut și pe alții. I'd like to do things in my home. Îmi place să mai lucrez pe lângă casă. And I could do none of those things. Și în perioada aia n-am putut să fac absolut nimic. God brought many people to help me. Și Dumnezeu a adus alți oameni ca să mă ajute pe mine. We had planned to rework our kitchen. Și în perioada aia chiar începusem să renovăm bucătăria. And the house was taken apart. Și casa era, da, deci început să construcție și era lucruri peste tot. We were ready to pull out the appliances in the kitchen, the plumbing in the kitchen, the countertop, pull that all out. Deci în perioada aia scosesem cabineții, deci mobila de bucătărie, frigider, gaz, trebuia să refacem tot sistemul de plumbărie. Da. We had hired a painter to come on Monday. Și vorbisem cu un opsitor să vină lunea. And I could not do that myself. Și n-am putut să fac nimic ca să-l ajut. So I called my church friends. Și atunci am apelat la biserică. And three young men came to my side. Și trei tineri au venit să mă ajute. From the part of the plumbing. Deci s-au ocupat de lucrările astea de plumbing. Removed the appliances. Au scos frigiderea, aragaz. Took out the countertops. Au scos contoarele. And we were ready for the painter.
Și eram gata ca un psihicor să își poată face treaba. I watched all week long the painter painted the kitchen cabinets and things. Și m-am uitat la acel om o săptămână când a obosit bucătăria și cabineții și... And I watched from the chair. Și mă uitam la el, dar mă uitam de constant. The next week the countertops come. Și săptămâna următoare au venit contoarele. I couldn't get ready for any of that either. Și n-am putut să fac nimic. Eram tot în scaun. The three men come back from church. Și cei trei oameni au venit iarăși și m-au ajutat. They put together the plumbing. Și au făcut the blinds, toată instalația sanitară. Au instalat frigider, oare de azi. While I watch from a chair. În timp ce eu doar stăteam și mă uitam la ei. God lifts our burdens. Dumnezeu ne ridică poverile. The next thing he does, he humbles us. Un următor lucru care face este că ne smerește, da. I never pray much for humble, to be more humble. Nu prea mă rog ca Dumnezeu să mă smerească. But God brought humility. Dar Dumnezeu mi-a adus smerenie. As I saw stronger young men. Când vedeam acești tine mult mai solizi și mai tărnici. Helping when I was not able to do my own work. Că mă ajutau atunci când eu nu puteam să fac treaba mea. I was humble in my life. Și Dumnezeu m-a smerit când soția mea was doing my work for me. Îmi făcea treaba care normal o fac eu. Humble when so many people brought meals for so long. Și Dumnezeu m-a smerit când alți oameni au venit și ne-au adus mâncare. Humble in a wheelchair. Și eram în scaun cu rotile. Whenever we get out of the house and go places. Și când mergeam de acasă, mergeam pe undeva, tot timpul eram în căucior. Humble when people would push me around. Și Dumnezeu m-a smerit când alți oameni mă împingeau cu scaunul respectiv. But it was a lot of fun with the grandchildren. Dar pentru mine a fost plăcut când nepoții mă împingeau. So I was humble, and it's good for my heart and soul to see others. Deci am fost smerit și e bine pentru mine și pentru inima mea să ca Dumnezeu să mă smerească. So when we pray for others, God helps us to overcome sin. Când ne rugăm pentru alții, Dumnezeu ne ajută să trecem peste păcat. As we pray to God, we come closer to Him. Și când ne rugăm, ne apropiem practic de Dumnezeu. As we come closer to God, things in our lives that were not a problem before, we realize are a problem before God. Și când venim înaintea Lui cu inima noastră și ne deschidem, ne dăm seama că lucruri care înainte nu le-am văzut, acum le vedem și ne dăm seama că sunt păcate. Things like our attitudes. Prin comportamentul nostru. Or our feeling for others. Sau ce simțim pentru alții. The way we judge other people. Modul în care îi judecăm pe alții. And we see we cannot have that in our lives. Și abia atunci când venim în fața lui Dumnezeu, ne dăm seama că nu putem să avem aceste lucruri pentru alții. But God is a God of forgiveness. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu al iertării. And healing. Și al vindecării. And He strengthens us. Și atunci El ne întărește. And the Holy Spirit works within to cleanse. Și Duhul Sfânt lucrează în interiorul nostru și ne curăță. That we may come closer to God and trust in Him. Și ne ajută să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să ne încredem în El. So when we pray for one another. Deci când ne rugăm unii pentru alții, at least these seven things take place. Deci cel puțin aceste șapte lucruri se întâmplă. God answers prayer. Dumnezeu ascultă rugăciunea și ne răspunde la. He heals us. Ne vindecă. God opens opportunity for gospel. Dumnezeu deschide oportunități pentru a răspândi Evanghelia. He grows us in our lives. Ne crește în viețile noastre. God lifts our burdens. Dumnezeu ne ridică poverile. God humbles us. Dumnezeu ne smerește. And God helps us to overcome sin and grow closer to Him. Și Dumnezeu ne ajută să trecem peste păcat și să ne apropiem cât mai mult de El. Praise God. Slavă Domnului. Amen. Amen.
Our closing verses are 2 Corinthians 13, 11, 12, 13, 14, 14. Vreau să închei cu versetele din 2 Corinteni 13, de la 11 la 14. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărătoare sfântă. Toți sfinții vă trimit sănătate. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășia Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.